În ultimele 72 de ore, echipajele operative din cadrul ISU-Hunedoara au muncit la foc continuu, intervenind la solicitările cetățenilor care au semnalat situațiile de urgență. Astfel, paramedicii SMURD au acordat asistență medicală în 100 de cazuri, în timp ce pompierii au intervenit pentru stingerea 4 incendii, precum și în alte situații, în sprijinul comunităților, privind asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor în urma accidentelor rutiere sau chiar salvarea de animale din mediile ostile vieții.